Right, okay, so we stopped on this point that the purpose of the coming of the appearance of the manifestation of God is to create this organic unity between inner spiritual life and outer or material life, Și am vorbit despre physical acest life. punct, că scopul apariției manifestărilor divine este de a crea o unitate organică între realitatea exterioară, fizică a omului și cea interioară, lăuntrică, spirituală. And I hope that this morning we were all we looked at the evidences of how the Word of God creates the physical means by which evolution can go forward, by which his aims and purpose for humanity can be achieved, right? Și de dimineață am privit la dovezile care arată puterea creatoare a Cuvântului Dumnezeu, care creează mijloacele fizice prin care pot fi atinse scopurile Cuvântului lui Dumnezeu. Remember the baking oven study circles? Vă amintiți de cercul de studii din cuptor? Where they were looking, reading these tablets, and Când... the where Earth is but one country and mankind is his citizens, and the guy couldn't understand what that means, Când right? Couldn't au citit picture a world. tableta care spune Pământul este o singură țară și toți oamenii cetățenii ei și acel prieten care nu putea să înțeleagă cuvintele lui Baha'u'llah. And then, within a short period of time, right, the means are created because human beings become creative, by which these aims can be achieved, by which the unity of the human race can physically be achieved. Și după aceea, în scurtă vreme, au apărut mijloacele fizice prin care poate fi realizată unitatea fizică a rasei umane. And Shoghi Effendi summarizes this in a very beautiful way. Și Shoghi Effendi rezumă acestea într-un foarte frumos fel. In the introduction to the book Dawnbreakers, the history of the first Și century of the Baha'i era. în introducere la Crainicea Aurorei. He says the humanitarian and spiritual principles, because a lot of these principles may not be new to anybody anymore. The humanitarian and spiritual principles enunciated decades ago in the darkest East by Baha'u'llah and molded by to him into a coherent scheme are one after the other being taken up by a world unconscious of their source as the marks of progressive civilization. Și Shoghi Effendi spune, principiile umanitare și spirituale enunțate cu decade în urmă în cel mai întunecat Orient de către Baha'u'llah și modelate de către el într-o schemă coerentă, sunt unul după altul preluate de o lume inconștientă de sursa lor ca embleme ale unei civilizații în progres. And the sense that mankind has broken with the past and that the old guidance will not carry it through the emergencies of the present has filled with uncertainty and dismay all throughout all thoughtful men, save those who have learned to find in the story of Baha'u'llah the meaning of all the prodigies and portents of our time. Și sentimentul că omenirea a rupt-o cu trecutul și că vechea călăuzire nu va mai putea duce mai departe prin urgențele prezentului a umplut cu nesiguranță și dezamăgire pe gânditori, în afară de cei care au învățat să găsească în povestea lui Baha'u'llah înțelesul tuturor semnelor și prevestirilor timpului nostru. So, how let's think about these prodigies and portents Să ne through the gândim la emergency that are present, because we're talking about the prosperity of humanity. semnele și prevestirile timpului nostru, pentru că vorbim despre prosperitatea omenirii. And we considered the fall of the Roman Empire this morning in the Și am light of our era. luat în considerare modul prăbușirii Imperiului Roman. Baha'u'llah asks us always to consider the past. Baha'u'llah întotdeauna ne îndeamnă să ne gândim la trecut. And if we look at the other civilizations in history, we also find that divine revelation has been the motive power of these civilizations too. Și dacă ne privim la celelalte civilizații din trecut, descoperim că revelația a fost forța motrice a celor civilizații. So, if you look at a different part of the world, for example, Dacă privim la o altă parte a lumii, de your exemplu, part of the world, two faces have lit up in the back, two Indians. două Yes. fețe s-au aprins în spate, doi indieni. Because they immediately,
this is my country. Au văzut că asta e țara mea. This is if we go to the Indian civilization, right, which is several thousand years old. Dacă mergem la civilizația indiană care e veche de câteva mii de ani. All historians clearly and unequivocally state that the ancient Indian civilization was established on the basis of a series of religious texts which together form the Hindu scriptures. Toți istoricii sunt de acord că străvechea civilizație hindusă a fost întemeiată pe baza unor texte care împreună constituie scripturile hinduse. And these of course date back to at least 3 to 4000 years old, right? Și acestea sunt vechi de cel puțin 3 sau 4000 de ani. Yes, they're nodding vigorously in agreement. Da. Dau din cap cu așa. Beginning with the Rig Veda and then followed by the Upanishads, the Mahabharata and of course the Bhagavad Gita. Și acestea sunt Rig Veda, Upanishadele, Mahabharata și Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. You did pretty well though. I didn't expect you to say all those words. It's quite a mouthful. Yes, I know you do. Yeah, that's right. I know you do. These I'm told you're a walking encyclopedia. So I have to be very careful about what I say. Yes. You can translate that too. Dânsa a spus că mi s-a spus că tu ești o enciclopedie vie și te să îngrijești la ce spun. So these teachings, these Hindu teachings which were brought by a series of avatars or the manifestations of the divine spirit in human form, or the reincarnations of the divine spirit, these were brought to India through a succession of these avatars over the thousands of years, and the most famous of them is called Krishna, of course, who is the author of the Bhagavad Gita. Și aceste învățături hinduse au fost aduse în decursul a mii de ani prin intermediul unor avataruri sau reîncarnări ale manifestării ale spiritului divin. And if you want to study the story of civilization, it will take a week. Dacă vrei okay. să studiezi istoria unei civilizații, îți va lua cel puțin o săptămână. It's fascinating. E fascinantă. And this is just this tiny summary. I'm just showing a few slides of this. Și o să fac un foarte mic rezumat cu câteva imagini. And then if we go to another civilization, the great Persian civilization. Dacă mergem la o altă mare civilizație, cea persană. Which was founded by Cyrus the Great. Care a fost întemeiată de Cyrus the Great. Nu. You don't call it Cyrus? No. Da, Cyrus cel Mare. Cyrus. Da. Right. And it was established about what year? A fost întemeiată în jurul cărui an? You should know. I know it was a long time. Huh? Roughly, yes, good guess. It was about 5550 BC. Yes. Deci a fost întemeiată în jurul anului 540. He should know. Înainte de Hristos. Because Kurosh, there are two of them here, two Cyrus. two Cyrus the Great. They should better know when Cyrus their kingdom was, aici. You know. Yes, and he was of course a typical hook-nosed Persian from the Aryan race, you know, like that. Cine știe cum arată persanii așa, that's, era. That's how persan they were described. They're all like that. All the Iranians are like that. Acum toți iranienii arată așa. And he was the founder of the great Persian civilization and the author of what has been hailed as the first charter of human rights. Și de asemenea el a fost nu numai întemeitorul civilizației persane, dar de asemenea autorul a ceea ce a fost numită prima carta a drepturilor omului. And the rule that he established, the empire that he established was distinguished by the exercise of peace, of justice, of non-violence, of the abolition of slavery and of the exercise of all human rights. Including religious freedom. Și civilizația pe care el a întemeiat-o a fost salutată ca fiind un exemplu al exercitării păcii, drepturilor omului, dreptății. There's much more to tell about each one of these. E mai multe de spus despre fiecare dintre acestea. So this document has been hailed as the first charter of human rights translated in all the official United Nations languages. And when you go into the headquarters of the UN buildings in New York, you will find a replica of it there at the entrance. It's amazing. Și această
Carta drepturilor omului a fost tradusă în toate limbile națiunilor de lucru ale Națiunilor Unite și o replică acesteia se găsește la sediul Națiunilor And this Unite cylinder din is New York. Kept is kept in the British Museum of course because it was the British archaeologists who discovered it. Și bineînțeles că acest cilindru este păstrat la British Museum pentru că a fost un arheolog englez care l-a descoperit. Yeah, in 1879 they had excavated it in Babylon. În 1879 Babylon, a fost which is now in Iraq. Excavat în Babilon, care astăzi este în Irak. Okay, and what was the source of inspiration? If you look at this cylinder, we don't have time, care, but it's fascinating. Care este sursa inspirației? If you look at the Charter of Human Rights, you find that Cyrus absolutely and repeatedly attributes his source of inspiration to one thing. What is that one thing? Și dacă treci prin textul acestei carte, descoperi că Cyrus atribuie sursa inspirației lui unui singur lucru, care este acest lucru? Yeah, to God, in fact, yes. To the Zoroastrian god Ahura Mazda. Și the name of God in Zoroastrianism. Atribuie inspirația zeului suprem al zoroastrismului Ahura Mazda. And of course he was inspired to free the Jews from slavery. A fost inspirat ca să-i elibereze pe evrei din sclavie. He sent them back to Israel, to the Holy Land at the time. I-a trimis înapoi în Israel, în țara sfântă din acel timp. And he rebuilt the temple in Jerusalem that had been destroyed by Nebuchadnezzar some 500 years earlier. Și a reclădit templul din Ierusalim care fusese distrus de Nabucodonosor cu 500 de ani înainte. And for this reason he has been mentioned several times also in the Hebrew Bible in the Old Testament as the Messiah, as the Savior, as the inspired of God. Și pentru acest motiv a fost menționat și în Biblia ebraică ca și Mesia, mântuitorul acelui timp. And then we mentioned the Roman and the Greek Empire, of course, the Roman Empire was inspired by the Greek Empire, then the Greek civilization, rather the Greek civilization, and then what was the source of inspiration of the Greek civilization? Și după aceea vorbim despre Imperiul Roman și cel grec și care a fost sursa inspirației Imperiului grec? Pardon? No. Minus one point. If you get a wrong answer, you get minus, negative. Dacă spui un răspuns, dacă dai un răspuns greșit, ai minus un punct. Deci, care a fost sursa Imperiului Grecesc? Thank you very much. You get plus five. That's okay. Da, deci este vorba despre profeții evrei. Yes, so it was the Jewish influence of the Jewish prophets and Moses and the prophets of the house of Israel that were the inspirers of the Greek civilization. Și civilizația grecească a fost inspirată de profeții de evrei, de Moise și de profeții casei lui Israel. This is very, very important to know, by the way. E foarte important de știut acest lucru. There you cannot find a single civilization in history that has not been inspired by the appearance, by the teachings of one of these avatars, one of these și nu există o singură civilizație în istoria umană care să nu fi fost inspirată de o trimișii lui Dumnezeu, de unul dintre aceste avataruri. And that is fascinating. I'll just say one word. So who, because there seem to be quite a few surprise faces. Și o să spun câteva cuvinte despre asta, că se pare că sunt câteva fețe surprinse în public. So how was the Greek civilization inspired? Cum a fost inspirată civilizația greacă de profeții evrei? Anyone? Pardon? What did they do? Travel to the Orient. Come on. You say it. You gain 10 points there. Another extra 10 points to deci, your infinite points. Deci, filozofii greci au călătorit în Orient unde au luat contact cu învățăturile profeților evrei. Yes, so the Greek philosophers, right? They traveled, every one of them. Hippocrates, the father of medicine, Pythagoras, his theorems, you know, the maths doctor, the mathematics genius. Deci, Socrates, Plato. Deci Socrate, all of these guys traveled to the Holy Land. They had study circles at the feet of the Jewish scholars. Why are you laughing every time I use the word study circles? Cercuri de studiu la picioarele
învățaților evrei. That's right. They had deepenings and study circles at the feet of the Jewish doctors, and they imbibed one after the other the basis of Jewish philosophy that had been particularly propounded by Solomon and David. That was at the height of the Jewish civilization. Și s-au pătruns de înțelepciunea învățătorilor ebraice, care la momentul de culme a fost deepenings and study circles. Da, de către Solomon, deci a fost înțate de către Solomon și David. And his son David. You don't miss David out. No, I didn't. Oh, you didn't? You said David? Yes. Oh, sorry. But it's David. It's David and Solomon. David was father of was Solomon's father. Are you sure? Yes. I thought it was Solomon and his son David. No. Are you sure? David and his son Solomon. All right. Okay. I'll give you that, then I'll go and look it up. Yeah. Okay. I'm probably wrong. I get several points taken off if I'm wrong. That's fine. Okay, so then they came back, these philosophers came back to the to Greece with new ideas. They were inspired, they were excited, and they were inspired to, they developed the Jewish sciences and arts and so on, and then they laid the basis of divine philosophy, and they laid the basis of, for example, Plato's Republic, on democracy, on how to rule the state, etc. These all became the basis of the great Greek civilization. Și filozofii greci s-au întors entuziasmați în Grecia, din Orient, aducând noile principii și punând bazele dezvoltării civilizației grecești. So if you find a civilization that has not been inspired by the teachings of a manifestation of God, you can write to me by email. And I'll give you my email, but there's no point because you'll not find one anyway. So. Dacă cumva găsiți o civilizație care pare să nu fie inspirată de o manifestare divină, vă dau e-mailul meu și să-mi trimiteți datele, deși sunt sigur că nu o să o faceți asta pentru că nu există. So, and if you go to the Far East again, back to the Chinese civilization. Dacă mergem în Orientul îndepărtat la civilizația chineză. What was the inspiration of the Chinese civilization? Care a fost inspirația civilizației chineze? Buddha. Yes, exactly. So the teachings of Buddha, which was, you know, where did the Buddha appear? Deci învățăturile lui Buddha au inspirat civilizația chineză. Unde a apărut Buddha? Yes, he appeared in India. A apărut în India. And then the Buddhists were in fact persecuted out of India, and that was a blessing in disguise, because then they were forced out of India, then they spread throughout the Far East Asia. Și budiștii au fost persecutați în India și după aceea asta a fost o binecuvântare deghizată, pentru că au fost siliți să se răspândească în întregul Orient îndepărtat. And the arrival of Buddhism, together with the pre-existing spiritual philosophies of Taoism and Confucianism, etc., it created the great Chinese civilization, of which we have many results, și, including Chinese medicine, traditional Chinese medicine. Apariția budismului în China împreună cu filozofiile dinainte existente ale taoismului și confucianismului au dus la dezvoltarea civilizației chineze clasice. And then of course this is a Buddhist. Realizările în medicină și yeah, that's just one example apart from, you know, everything else, all the other achievements of the Buddhist civilization, of the Chinese civilization. And this is a Buddhist temple in Singapore. Acesta este un templu budist din Singapore. I mean, the new architecture, the calligraphy, the art, all those amazing things that they produce is incredible. Și we're using those now today. Toate aceste realizări culturale extraordinare, cum ar fi stilul arhitectonic, caligrafia și medicina. We talked a little bit about the Christian empire, the Christian civilization earlier today. Am mai vorbit puțin despre civilizația creștină un pic mai devreme astăzi. Being inspired by the revelation of Jesus Christ. Remember the passage of Baha'u'llah testifying that everything, all the arts, sciences, what the sages, the wise people, the philosophers have written are as a direct result of the life and sacrifice of Jesus. Și felul în care vorbește Baha'u'llah despre faptul că toate realizările civilizației creștine sunt de fapt derivă de la sacrificiul lui Isus. And then of course, last but not least, the Islamic civilization. Și ultima, dar nu cea de pe urmă, civilizația islamică. Which in terms of its
Chronology, of course, is closest to us. Și care în termeni cronologici este cea mai apropiată de noi. And by far the greatest. Și de departe cea mai mare. And which of course was directly as a result of the teachings of Muhammad and the religion of Islam. A apărut în mod direct ca rezultat al învățăturilor lui Muhammad. And of course what we know, what has become very apparent, is that our own what we call Christian civilization, the beginnings of which were the Renaissance, are all is essentially Islamic in origin. So Islam is actually the germ of the modern civilization in the West, what we call Western civilization. Ceea ce noi numim civilizație occidentală și creștină de a fost declanșată în germen de civilizația islamică pentru că a început în perioada Renașterii. So and that is a very interesting thing because I saw one or two eyebrows being raised there as well. Interesant pentru că am văzut că și câteva mâini s-au ridicat acolo. The story is very interesting. If you wanted to discuss this in more detail, we could do that at another time. Și dacă e poveste interesantă, dacă doriți să o discutăm în detaliu, putem să facem asta cu altă ocazie. And of course, all the religions taught very similar human values. Bineînțeles că orice religie propovăduiește valori foarte asemănătoare. Every single one of them taught the most fundamental basis of human rights and decent human behavior, the most important of which was the golden rule. Treat others as you want to be treated. Și bineînțeles că toate religiile au propovăduit cea mai importantă temelie a drepturilor omului, care este regula de aur. Tratează pe alții așa cum ai dori tu să fii tratat. And so long as people put into practice these principles, câte vreme oamenii au pus în practică aceste principii, we had relative states of justice, of moderation, of balance in individuals as well as societies. Și am avut stări relative de dreptate, moderație și echilibru atât din punct de vedere individual cât și social. And we had that relative organic unity between the inner and outer aspects of human life. That is the purpose of every revelation. Acea unitate organică dintre realitatea materială și cea spirituală. And we had relative states of prosperity. Și stări relative de prosperitate. Which is what we're the subject of this today. Care este subiectul seriei de prelegeri în această And this golden rule, as you see, has been repeated in many different ways in all the religions. Și putem vedea că această regulă de aur a fost repetată sub multe diverse forme în toate religiile. And then of course we also have the rest of the spiritual core of the religious teachings, which are again repeated in very similar ways. Ten Commandments, etc., in the and the five Buddhist precepts in different religions. Și mai avem și nucleul codului moral care se repete la fel în toate religiile, cele cinci precepte budiste sau cele 10 porunci. So, as an example of these eternal spiritual principles, I just brought these five. Și ca un exemplu al acestor eterne principii, am adus aici cele cinci precepte budiste. So, do not kill. Să nu ucide. Do not steal. Să nu omori, să do nu not indulge furi, in sexual misconduct. Să nu te comporți într-un mod greșit din punct de vedere sexual. Do not make false speech, in other words, don't lie. Să nu vorbești fals, să nu minți. Do not take intoxicants that cloud the mind. Să nu iei substanțe intoxicante care îți întunecă mintea. And so long as we put these principles and the golden rule into practice and we remembered them, câte vreme ne amintim de aceste principii și le punem în practică, we prospered and we flourished. Am prosperat și am înflorit. And we were the torchbearers of human rights. Și am fost purtătorii de torță ai drepturilor omului. For example, when in Islam, when Christianity, for example, had fallen into the dark ages between the years 600 and 1600, the gold during the golden age of Islam, from about 800 to 1200, Islamic civilization, the Islamic countries, were the torchbearers of human rights and civilization. Și atunci când civilizația creștină s-a prăbușit în evul întunecat între anii 600 și 1600, civilizația islamică a ajuns la culme între anii 800 și 1200 și ei erau purtătorii de torți al drepturilor omului. And the Christians and the Jews from
barbaric Europe who was under the yoke of the church, right, and were being during the Inquisition and so on, they were fleeing as refugees to the Islamic countries. And there they were able to become free and exercise their religion freely, and they became some of the greatest scientists, translators, philosophers, mathematicians, and politicians in the Islamic world, in fact. Și creștinii și evreii care erau persecutați de către în Europa de aflată sub jugul bisericii, fugeau ca refugiați în lumea islamică, unde deveneau politicieni, savanți, faimoși ai lumii islamice. But then when people forget those essential human rights, they forget those values, they forget those spiritual doctrines, right, that are at the basis of true prosperity, then they fail and they become this source of injustice and cruelty and oppression, as we see in the world today, unfortunately. Dar atunci când oamenii au uitat de aceste principii morale și de doctrine spirituale, atunci lumea a devenit ceea ce este astăzi, o parte întunecată a lumii, de fapt. So, for example, the Persian Empire, after about 200 to 300 years, the Persian rulers, the kings, they forgot Cyrus's Charter of Human Rights, and they became more and more divided, and they were invaded, therefore, when there's disunity, there is weakness. And they were invaded by Cyrus the Great, and this is what's left of the great Persepolis, you know, the great Persian Empire. Sorry? Alexander. What did I say? Cyrus the Great. Alexander the Great is what I meant. Și după câteva mii de ani, persanii au devenit divizați și au uitat de carta drepturilor omului a lui Cyrus cel Mare și au devenit divizați și au fost cuceriți de Alexandru cel Mare. Did you say it all? Okay. And this is what's left of the Roman Empire. We discussed that already today. Am discutat deja de ce a mai rămas din Imperiul Roman. And remember, the true loss is for him whose days have been spent in utter ignorance of himself. Is Baha'u'llah's word of wisdom. Și să ne amintim ce am mai menționat mai devreme, cuvinte de înțelepciune ale lui Baha'u'llah. Adevărata pierdere este pentru cel care ale cărui zile au fost petrecute în completă ignoranță de propriul său sine. So right now we're all losers. Deci până acum suntem cu toții perdanți. Yes. And so sustainable development, Shoghi Effendi says, or the House of Justice in fact, the working of the material world is merely a reflection of spiritual conditions. And until the spiritual conditions can be changed, there can be no lasting change for the better in material affairs. Modul de funcționare al lumii materiale este o simplă reflecție a condițiilor spirituale. Și până când condițiile spirituale nu pot fi schimbate, nu poate exista o schimbare durabilă pentru îmbunătățirea treburilor materiale. Okay, does everybody agree with that? Toată lumea e de acord cu asta? Yes, that's very good. Well, I'm very pleased. And Shoghi Effendi goes on to say that the universal crisis, therefore, afflicting mankind today, is essentially spiritual in its causes. Și Shoghi Effendi continuă spunând că criza universală afectând astăzi omenirea este de aceea esențial spirituală în cauzele ei. So therefore, if we want to look at a human being as a mechanical robot who needs to be fed, watered, sheltered, and have his basic needs met, have a job, have a house, you know, etc., you're not going to get true prosperity. Și dacă privim ființa umană ca un robot care trebuie alimentat, îngrijit, adăpostit și căruia îi trebuie satisfăcute necesitățile de bază, dacă privim astfel omul, nu putem rezolva problema prosperității. So the trouble with all the materialistic ideologies, with our leaders, with our politicians, with our professors, with the people in general, is that they have a very narrow-minded view of human reality. It's just the physical, it's just, you know, just the body that has to be looked after. They are narrow-minded, very narrow-minded in their outlook of human nature. That's why we're in such deep trouble. Și problema cu ideologiile materialiste este că acestea au un punct de vedere foarte îngust asupra realității omului și e ceea ce împiedică rezolvarea problemelor. And they assume that it's an inner sense of morality, that's what everybody says. I've got common sense, you know, we have to apply
common sense and we have an inner sense of morality that is adequate to ensure justice and peace and that we're going to get out of this mess. Și ei spun că e vorba de o chestie legată de bunul simț, că există un simț interior al moderației și că putem face apel la acest simț ca să rezolvăm orice probleme. So, and clearly the experiences of the 20th century, as we mentioned, communism, racialism, nationalism and this immoderate capitalism, right, that we are experiencing today, they clearly, all of them have failed to answer the needs of an evolving humanity. Aceste ideologii care au apărut, comunismul, naționalismul, rasismul, cu toate au eșuat în a rezolva problema umanității de astăzi. And they have shown that such a view of human nature has been totally erroneous and disastrous and illogical. Și ele au demonstrat că un astfel de punct de vedere asupra realității umane este eronat, dezastros și ilogic. So we have to have a different view of human nature, a true, a much broader sense and idea of human nature and what true prosperity means and how it can be achieved. Ceea ce înseamnă că avem nevoie de o perspectivă mai largă asupra realității umane și a modului în care poate fi realizată prosperitatea. Okay, so we're not just robots, we're human beings with an essentially spiritual nature that also has to be educated, has to be fed, has to be looked after first before that human nature can then become creative, that being can become creative and build a better civilization. It's this way round, not the other way round. E exact invers, pentru că adevărata natura omului este una spirituală care și are nevoie să fie hrănită și îngrijită pentru ca să devină creativă și să producă o astfel de civilizație prosperă. I thought I'd put in this slide about those who think that there is no reason behind anything. Right. Am pus asta pentru cei care cred că nu există niciun motiv în spatele lumii. So some people believe in the concept of atheism, that there is nothing. Unii oameni cred în conceptul ateismului. And it goes like this. The belief that there was nothing and nothing happened to nothing and then nothing magically exploded for no reason, creating everything. And then a bunch of everything magically rearranged itself for no reason whatsoever into self-replicating bits which then turned into dinosaurs. Makes perfect sense. Și o definiție amuzantă a ateismului, convingerea că nu exista nimic și acest nimic s-a întâmplat ca acest nimic s-a întâmplat nimicului și apoi nimic a explodat în mod magic fără niciun motiv, creind orice și apoi o grămadă de orice. Sorry, you have to go back to Cosmodin. Și apoi o grămadă de orice în mod magic s-a rearanjat fără niciun motiv în mici bucățele care se automultiplicau și care după aceea s-a transformat în dinozauri. Are perfectă logică. Okay. So I hope you agree that you know it's not that we have no purpose, there's no meaning, you know, nothing is just there, everything is a random act of accident, right? Deci nu e normal să, adică să crezi că deci totul se întâmplă fără niciun motiv și că totul se întâmplă accidental, din întâmplare. We actually strongly there is strong evidence that humanity evolves and that consciousness evolves and that there is a purpose behind everything and that there is a course and direction to which towards which we're moving. De fapt, noi credem că există o evoluție și o conștiință și o evoluția conștiinței care duce către ceva. And Baha'u'llah says all men have been created to carry forward an ever advancing civilization. Și Baha'u'llah spune de fapt că toți oamenii au fost creați ca să ducă înainte o civilizație în permanent progres. We are going forward. There is a purpose behind it, there is a design behind it, and it is a wonderful purpose. În spatele acestei mișcări de înaintare. And we very much subscribe to the idea of the organic evolution of humankind. Și de fapt noi subscriem ideea de evoluție organică a omenirii. By organic we mean it's natural, it's slow, it's painful sometimes with growing pains. Și prin organic noi înțelegem că este lentă
și uneori este chiar și dureroasă. But it is natural. E naturală. It's natural, it is designed to develop into an ultimate state of maturity. Și e naturală și are ca scop să se dezvolte într-un stadiu suprem de maturitate. The Baha'i teachings state that we have, as humanity, gone through various stages of our social and spiritual evolution. Și învățăturile Baha'i declară că, de fapt, omenirea a trecut prin stadii spirituale și sociale similare celei dezvoltării individuale. So, just as we have been infants and children and now going through the very important stage of, which stage are we going through? Of adolescence, the most turbulent period of adolescence. Și am trecut prin stadiul copilăriei omenirii și acum ne aflăm la stadiul adolescenței. And this is heralding the age of ages, the time of adulthood. Anunță sosirea epocii epocilor, care este of the coming of age, maturitatea. Of the coming of age, of the appearance of wisdom in us. Maturizării, apariției înțelepciunii. In the same way, the social organization of the planet has also evolved. Și în același mod a evoluat și organizarea socială a planetei. So there was a time when the most complex single unit within the society was the family unit, right? A existat un moment în care cea mai complexă unitate socială era familia. You know, with the cavemen, when the men used to go out hunter gatherers and the women used to stay in the caves and look after the babies. Când bărbații plecau la vânătoare și femeile rămâneau în peșteră să aibă grijă de copilași. And cook in the kitchen corner, mind you, that's been their plight for thousands of years anyway. Whether it was the cave or the kitchen. Peșterii, asta a fost chinul lor timp de mii de ani. Right, okay. Yeah. What was the next stage? Care a fost următorul stadiu? Organization of the social organization of the planet. Socială. Clan de Pardon? Clan de Yeah. Okay. We many, call many. Yeah, call them tribes or clans, yeah. Tribes, the establishment, you got getting together of a few families, right, into form little tribes. Și următorul stadiu a fost stadiul tribului în care câteva familii au venit la o lată să formeze un trib. What was the next stage in our social organization? Care a fost următorul stadiu? Okay, tribes and I'm looking for something else. Huh? City-states? City-states, excellent. It's city-states. Următorul stadiu a fost cel al orașelor state. Yes, such as. Cum ar fi? Some examples of city-states. Rome was a city-state. Roma a fost un oraș-stat. Okay. Luca, you've been very quiet. Sparta. You haven't got any points this afternoon. I'm waiting. Sparta, Athens, Persepolis, Babylon, the ancient Egyptian civilization, all Babilonul, of these, right? Vechea civilizație egipteană, all of these ones that we know. Toate acestea au fost orașe state. Yeah, around, usually around rivers, like the Ganges and the Mesopotamia, în jurul unor, you know. Râuri, cum ar fi Gangele, Nilul. Those rivers, they were formed the city-states, okay? So all these were, you know, they were governed from one city over vast areas of land. Erau guvernate dintr-un oraș, dintr-o cetate în jurul cu mare întindere de pământ în jurul What's lui. What's the next stage in the natural care a fost evolution, social evolution? Următorul stadiu? No, these were empires. Nation states, yes. Deci următorul stadiu a fost statul națiune. Okay, so the establishment of individual independent nation states. Întemeierea de națiuni independente. So what is the next natural stage, do you think? In the social evolution and social organization of our planet. Care e următorul stadiu? Care credeți că o să fie în organizarea socială a... Exactly. It is the federation, a world federation of independent states. So world unity on a planetary basis. Și următorul stadiu va fi o federație de state la nivel global. La... And the good news, now we're stuff from today, it's going to be mostly good news from și this începând afternoon. De astăzi, majoritatea veștilor o să fie Not bune. All, but mostly, nu chiar toate, right? Dar majoritatea. The good news is that the stage for the coming of world unity is now, as we're emerging from adolescence into adulthood. Și pe măsură ce trecem de la adolescență la maturitate, ajungem la stadiul unității mondiale. And this is the time
that has been foreordained by all the prophets and religions of the past. Și acesta este timpul care a fost prevestit de toate religiile trecutului. All of the religions in their scriptures, without doubt, have prophesied the coming of a time of peace and prosperity, right, and justice on earth. Toate, for everybody that's toate religiile au profețit venirea unei ere de prosperitate, dreptate și pace pentru toți. What does this slide illustrate? Ce ilustrează această imagine? Yeah. The beating the swords into plows. Is that what he said? Yes, yes. Okay. And okay, I believe you. And where from? De unde este acest citat? Very good. Who said that? Excellent. You get 3 points for that. You also get. He also gets 2, 3 points. Okay. Fiecare căpătați câte 2-3 puncte. That's right. So Isaiah, the greatest of the Old Testament prophets, has prophesied very clearly the events that are going to take place today. Și Isaia, cel mai mare dintre profeții Vechiului Testament, a profețit foarte clar aceste lucruri. So in chapter 2, în capitolul 2 din Isaia, he says. El, right at the beginning, he says, "What does he prophesy?" I'll give you another 2 points if you get this at the beginning. Dacă spuneți asta, mai căpătați 2 puncte. At the beginning of Isaiah chapter 2, you should all know it backwards. It's bedtime reading, and it's a Christian country. Trebuie să spuneți, să știți pe de rost. This is very important, Luca. You need to know that. Very important. What does he say? Anyone? Where's Lotzi? He was going. He was there. Answering. Has Lotzi disappeared? Lotzi a dispărut. It's minus 5 for him. Minus 5 puncte pentru ea. Right? What does he say? He first of all, anyone? Oh, anyone? The lamb and the lion and the... Yeah, no, the beginning of it. And it shall come to pass. OMG, this is so important for Baha'is particularly. And it shall come to pass in the last days that the... Și se va petrece în... În ultimele zile, în zilele din urmă. Does it ring a bell? Yeah. The city of God will descend on... Not quite. Okay. Sort of. And it shall come to pass in the last days that the mountain of the Lord's house shall be established on top of the mountains. Și în zilele din urmă casa Domnului va fi întemeiată pe muntele Domnului. And all nations shall flow unto it. He says the house of God shall be established on the mountain of God. Isn't it amazing? Carmel is the mountain of God. Carmel este muntele lui Dumnezeu. Okay, and this is the house of God, right? Aceasta este casa lui Dumnezeu. Being established on the top of the mountains. Care a fost îndemnată pe vârful right, muntelui. Right, on the top of the mountain of God. And he says, all nations shall flow unto it. Și spune el, toate neamurile pământului vor curge către el. Are all nations flowing to the mountain of God today? Yes. Yes, one big yes, please. Of course they are. With all the pilgrimage, they're all flowing onto it. Cu toate pelerinajele care se fac astăzi și... So he says on that, it shall come to pass that the mountain of the Lord's house shall be established on the top of the mountains and exalted above all the hills. So it shall be the most exalted, the most... Și va fi the most cherished hill și preamărțată deasupra tuturor dealurilor. And all nations shall flow unto it. Și toate neamurile vor curge. And the people shall say, let us go up to the mountain of the Lord. Right. Și oamenii vor spune, hai să mergem sus pe muntele lui Dumnezeu. And then he says that the law of God shall go forth out of Zion. Și după aceea spune el că legea Domnului va curge de la Sion. Okay, the law of God shall go forth from Zion. And then he says that the law of God shall go forth out of Zion, right? And the word of God from Jerusalem. Și cuvântul lui Dumnezeu de la Ierusalim. And then he says that nation shall not rise against nation. Și mai spune el în continuare că nu se mai ridica un neam împotriva celuilalt. And men shall not learn war anymore. Și oamenii nu vor mai învăța de război. So swords will be beaten into plowshares. Și săbile vor fi bătute în fiare de plug. And spears into pruning hooks. Și sulițele în coase. And he shall remove wipe away all the tears. Și Dumnezeu va înlătura vălul
plângeri. And then later on he says that and I shall make of him I shall make of a human being more precious than pure gold. Și voi face o ființă umană mai prețioasă decât aurul. So this monument, which again is to be found in the UN, right, and many other places, is that the sword is being beaten into plowshares. In other words, the instrument of destruction is being turned into the instrument of construction. Și acest monument poate fi găsit la sediul Națiunilor Unite și în alte locuri și simbolizează această transformare a săbilor în pluguri. So all the money, right, the greatest multinational industry in the world, the armaments, right, will be used for agriculture, for education, for the progress of science, for the extermination of disease. We'll talk about all of those later on. Și toate aceste multinaționale care își capătă banii din de pe urma industriei armamentului vor servi agricultura, educația. And all the other agencies that will help to build a prosperous and peaceful society. Și toate celelalte agenții care vor ajuta la clădirea unei civilizații prospere. And the good news is that that time is now. We are building the basis of the foundation of that peaceful, prosperous world. Did you say that? No, because you were talking. Oh, sorry. Okay. I was. Okay, so I'm saying that this is the time, that the time has arrived. Timpul în care toate aceste lucruri vor fi înfăptuite. And this is a gate, you know, in the Templar colony. This is the. Acesta e o poartă de la din colonia templierilor. In one of the houses at the bottom foot of Mount Carmel. La baza muntelui Carmel. Where many groups of Christians, several groups of Christians who believed that the coming of the return of Jesus was close. Casele au fost înălțate de creștini care credeau că întoarcerea lui Isus este aproape. Had written, the Lord is nigh, the Lord is near, he's about to come, 1871, right? Și aceștia au pus o inscripție în care spune, Dumnezeu este aproape. Unfortunately, they expected Jesus to descend on a cloud, on Mount Carmel, right in front of their eyes like this, okay? So they would just see it like that. Că Iisus se va întoarce cu va coborî pe un nor alb chiar pe vârful muntelui, chiar în fața lor. They interpreted the prophecies literally and they expected everything to come about literally as they expected, but unfortunately they were mistaken. În mod literal, chiar credeau că se va împlini exact așa cu. It's never happened like that. It never will happen like that. Nu you know, catastrophic așa, descent of the kingdom of God on earth. Nu se va întâmpla niciodată așa. Okay, it's a catastrophic descent of the kingdom of God. Woo, with all the angels and the whole trumpets and everything and all. Everybody says, yes, yes, we believe. Catastrofică. Împărăției cerești cu îngeri și cu toate alea. It never happens like that. It's much more subtle, much more subtle. Yes. E un lucru mult mai subtil. They missed it. They missed the point that a new life is, in fact, Baha'u'llah says, a new life is in this age stirring within all the peoples of the earth, yet none hath recognized its cause or perceived its motive. Dar de fapt Baha'u'llah și spus asta, o nouă viață în această epocă se mișcă înăuntrul tuturor popoarelor pământului și totuși nimeni nu a descoperit cauza ei și nici nu a perceput motivul. And that apparently humble event that took place on the evening of the 22nd of May, 23rd of May 1844, right? Și acel eveniment de aparentă minoră importanță care a avut loc în după masa zilei de 22 mai. Was the beginning? Was the beginning, the birth, the conception of a new world civilization. A fost de fapt nașterea unei noi civilizații mondiale. So here you have the lady with the umbrella standing at the beach. O doamnă cu umbrelă care stă în picioare pe plajă. And a new life comes into being. Și o viață nouă care apare. And suddenly you have a bump. A visible bump. Deodată ai așa o umflătură. Right? Okay, suddenly you have a big bump and there's a new life that is stirring within that bump, și right? Și în acea umflătură este o viață nouă care se mișcă. And that baby gets born and emerges from obscurity gradually. Și acel copil se naște și încet încet iese din întuneric. And it's the same with the coming of the Bab and Baha'u'llah, right? Și la fel este și cu venirea lui Bab și Baha'u'llah. Now, in order to understand some of the processes that are taking place today in the world and why there is so much conflict, contention, and where it's stemming from,
where it's heading to, we have to study the writings of Baha'u'llah and the effect of his revelation in the world. Și pentru a înțelege de ce există atât de multă tulburare și conflict în lume, de unde izvorăște această tulburare și conflict și unde o să ducă ele, trebuie să studiem puțin viața lui Baha'u'llah. As you know, Baha'u'llah was exiled because of the teachings and the revolutionary radical teachings of the Bab and of himself. He was exiled from the land of his birth through decades of persecution, bitter persecution, and he ended up in the penal colony of Acre, the most desolate cities of the world. Și după cum știți, datorită învățăturilor revoluționare ale lui Bab și ale lui însuși, Baha'u'llah a fost exilat din țara lui natală timp de zeci de ani și prin persecuții amarnice până în colonia penală din Acre. So Baha'u'llah was exiled by these twin empires, the Persian Empire, the Persian dynasty, Nasiruddin Shah, and the Ottoman Empire together, right? Și Baha'u'llah a fost exilat de aceste dinastii gemene de către Imperiul Otoman further și and further cel away, persan, din ce în ce mai departe. Further and further away from the land of his birth to this most desolate city. De pe tărâmul său natal până în acest oraș dezolant. Of Acre. Al Acrei. Where everybody practically went there to die and to be forgotten. Unde practic toți erau trimiși ca să fie uitați și să moară. And it was from here and also from Adrianople, here very, very far away from everywhere else, from Adrianople in the borders of Europe. Și din Adrianople și din Acre, două lucruri foarte îndepărtate de cel al nașterii lui. And from this desolate, desperate prison. Și în această închisoare dezolată și deprimantă. That Baha'u'llah wrote to the kings and the rulers of the earth. Baha'u'llah a scris regilor și conducătorilor pământului. And he wrote to these rulers in whose hands lay the destinies of more than 85% of the world's population. Și el a scris acestor regi și conducători în mâinile cărora se aflau destinele a mai mult de 85% din populația lumii. I think we'll stop here because then we're going to go and discuss a little bit more about the summons of the Lord. O să ne oprim aici pentru că după aceea o să discutăm mai multe despre chemarea Domnului oștirilor. Yeah, because this is a very interesting topic. Un subiect foarte interesant. Of course you can spend a whole week on just that. Bineînțeles că putem petrece o săptămână întreagă studiind numai acest lucru. But we'll get a little taster in the next. Dar o să căpătăm câteva un pic de gust despre asta. Yeah, okay. And then see what how his summons have caused and the response of these leaders have led to the processes of. Și o să vedem și răspunsurile la scrisorile pe care și la chemările pe care le-a adresat Baha'u'llah acestor conducători și regi. Yeah, afternoon tea time now. Acum este timpul